Ce se întâmplă cu sprâncenele după microblading? În prima zi, pielea este ușor inflamată, sprâncenele sunt foarte evidente, sunt foarte groase, foarte închise. În ziua a doua, sprâncenele se închid mai tare. De ce? Pentru că noi am creat niște zgârieturi în care am introdus pigmentul. Pigmentul s-a oxidat, s-a închis la culoare. Clientele se uită în oglindă și văd că au sprâncenele închise, groase, uneori le este foarte greu să accepte și să se obișnuiască cu ele. Peste 4-5 zile aproximativ, pielea începe să se refacă și începe să acopere pigmentul, acele zgârieturi pe care noi le-am făcut. În prima etapă, senzația sau impresia pe care clienta o are când se uită în oglindă este că se șterg, că dispare tot. De ce? Pentru că pielea se formează peste, acoperă pigmentul și durează până la o lună de zile ca pigmentul acela să se stabilizeze în piele. Bineînțeles că vor trece prin câteva etape care nu vor fi tocmai plăcute. Este foarte important să nu macheze în acele zile sprâncenele, să le lase și să aibă răbdare pentru că se vor uniformiza. Ele vor arăta cumva neuniforme pentru că pielea nu se vindecă brusc pe suprafața ambelor sprâncene, ci începe la o sprânceană în capul sprâncenei, la cealaltă pe codiță, vor arăta cumva neuniforme. De-abia la o lună de zile vom vedea rezultatul final. Dacă la o lună de zile sunt locuri în care într-adevăr s-a șters pigmentul și nu a reapărut, atunci este nevoie să facem un retuș. Dacă arată bine, nu mai facem nimic și ne vedem când nu vă mai placă.